Salutare parior, sunt Zabin și vă invit la un nou episod din Faci Pariu. Discutăm de oferta pe duminică și luni, una dominată de două partide. În primul rând se joacă Arsenal, Manchester United, confruntare să o recunoaștem cu implicații în bătăria pentru titlul din Premier League. De asemenea, în Liga 1 avem farul CFR Cluj, derbiul de clasament al primelor două clasate. Plasez pronosticurile pe meciurile de duminică și luni, am și un bilețel, toate astea le joc la Magnum Bet, partenerul Faci pariu, o casă de pariu serioasă, cu ofertă consistentă, cote mari, retrage rapide și promoții foarte mișto. Avem prima de instalare, Magnum Bet, Free Bet, bonus în o valoare de 500 de lei. Vă deschideți acum cu un cont la Magnum Bet, plasați primul pariu din bani proprii și dacă e pierdut, nu-i problemă, că vă luați 500 de lei înapoi. Nu uitați de Magnum Bonus, este o promoție prin care Magnum B dă pentru fiecare bilet plasat la această agenție un extra profit de până la 160%. Trebuie să intrați pe site-ul Magnum B să vedeți despre ce este vorba. Iar acum trecem la ponturi. Astăzi de la 16.30, la 18.30, în cer scuze, se joacă Arsenal vs Manchester United. Strict prin prisma forme este greu de scos o favorită în această partidă. Ambele echipe joacă extraordinar. Arsenal tocmai a bătut-o pe Tottenham. Manchester United tocmai a bătut-o pe Manchester City. La pariuri cu prima șansă este cotată Arsenal, dar cota de 1.90 pentru unul solist nu cred că este cea mai nimerită pentru un meci atât de echilibrat. Eu totuși voi merge pe mâna formației lui Arteta, de la care nu aștept foarte, foarte multe sau nu cer foarte, foarte multe. 1-2 goluri marcate de Arsenal au o cotă de 1.60. Avem și fotbal din Liga 1, Ucraiova 1948 Caută primele puncte ale anului pe teren propriu, conta formației UTA, o echipă cu mari, mari probleme în acest sezon. FCSB joacă la Sibiu contra lui Hermannstadt pentru a-și apăra locul 3 al clasamentului, bineînțeles, în cazul unui rezultat pozitiv. Atenție, însă, Hermannstadt este o formație foarte, foarte dificilă, foarte solidă, mai ales în partidele de acasă. Seria ne propune Juventus Atalanta, cele două vin după evoluții diametral opuse, bine, și contra unor adversari de calibru diferit. Juventus a fost umilită de Napoli în deplasare, scor 1 la 5, asta după 8 partide consecutive în care Juventus se reușise să câștige fără a primi gol. De partea cealaltă, Atalanta 8-2 acasă cu Salernitana, una dintre victorile de poveste ale acestei echipe. Gladbach-Leverkusen este meciul serii în Bundesliga. Cele două formații au încheiat decent anul 2022 și în acest moment și ar dori să înceapă urcușul către locurile de cupe europene din Bundesliga. Șanse mai bune, evident, pentru Leverkusen, formație mai bine clasată în ierarhie. Și în Liga avem un meci atractiv, Bilbao-Real Madrid. Este o deplasare în care madrilenii s-au impus s-au potignit chiar de curând, este vorba de meciul de cupă disputat la începutul lunii februarie, pierdut de Real cu scorul de 0 la 1. O neredivizie față în față vor fi marbele rivale, Feyenoord și Ajax, formă slabă pentru lânciere, o formă de care Feyenoord va încerca să profite pentru a-și majora avansul din fruntea ierarhiei, este însă genul de partidă în care se poate întâmpla absolut orice. Ajungem și la ziua de luni atunci când se joacă farul CFR cluj și pe care îl vom urmări pentru că se joacă la vârful clasamentului din competiția internă. În analiza partidei trebuie să ținem cont și de programul formațiilor în continuare. O să vă spun care este și motivul. Farul va urma să joace după această partidă cu... FCSB și Universitatea Craiova, două partide foarte dificile pentru orice echipă de Liga 1, CFR, program mult mai lejer. De ce v-am spus lucrurile astea? Este posibil ca prin prisma acestui program CFR să se mulțumească și cu o remiză pe terenul Constanțenilor, un rezultat pe care elevii lui Dan Petrescu știu să-l obțină. Tot luni avem derby londonez Fulham vs. Tottenham, o partidă în care mă aștept la spectacol. La spectacol mă aștept și din partea lui Inter în meciul de acasă cu Empoli, meci de Serie A. Inter care vine după un 3-0 sec versus AC Milan în Supercopa Italia. Avem și un bilet al emisiunii, are o cotă de 3.41, mizez pe Fulham vs. Tottenham, ambele marchează sau peste 2.5 goluri. Bilbao, Real Madrid, acel pont pe conere, peste 8.5 coneri. și Sampdoria, Udineze, gazdele să marcheze 1-4 goluri, nu că Dorea ar fi o mare echipă, joacă ceva mai bine în ultima perioadă, la polul opus, Udineze, departe de ce a arătat în startul stagiunii. Dragilor, ăsta a fost episodul Faci Pariu de astăzi. Vă mulțumesc foarte mult că m-ați urmărit. Vă invit să dați un like, un share și mai ales un subscribe canalului nostru de YouTube unde zilnic difuzăm pronosticurile și biletele de redacții Pariuri 1 x 2ro și unde avem marți, joi și vineri emisiunea Pariuri Live 1 x 2 acea emisiune care vă dă pariuri gratuite de 50 de lei fără număr. Nu uitați că luni se deschide și o nouă rundă de Super 12. Participați gratuit la predictorul nostru gratuit și puteți câștiga 10.000 de lei cash pe săptămână. Ne vom revedea săptămâna viitoare cu alte pronosticuri, dar până atunci, spor la bani și baftă la pariuri!